doliu în sportul sibian. Fostul judoca Vasile Cojoc a murit la doar 35 de ani. Cauza morții, AVC. Conform apropiaților fostului sportiv, cauza decesului ar fi un accident vascular cerebral, AVC. Cojoc ar fi avut o malformație din naștere de care nu ar fi avut habar. El era stabilit în Anglia. Fostul judoca Vasile Cojoc, multiplu campion național și medaliat la turnee internaționale, a încetat din viață la doar 35 de ani, a anunțat, astăzi, Federația Română de Judo, citată de Agerpres. O veste tristă vine în această zi de luni. Fostul judoca sibian Vasile Cojoc a încetat din viață fulgerător, la vârsta de 35 de ani. Federația Română de Judo transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să îl odihnească în pace, se arată în mesajul transmis de Federația Română de Judo pe site-ul oficial. Născut pe 11 decembrie 1986, Vasile Cojoc a fost multiplu campion național și medaliat la multe turnee internaționale de judo.